Flash. Salutare, boys and girls, ce faceți, mă? Bă, hai să vă povestesc cu natare, mă, e proaspăt acum, acum mă întorc. M-a și prins ploaia, frate. Ajung și eu acasă la 8:30-9 seara. Ăsta nu arată bine ceasul, e 10:10, nu vă luați după el. În fine, e vreo 9:30 acum când vă povestesc tărășenia. Și noi avem un grup acolo pe care vorbim pe WhatsApp. Și scrie tovarășul Gramp, bă, care m-a ajutat și pe mine, frate, cu o platformă, că am rămas cu motorul pe undeva pe la Apaca. Zic, mamă, să moară măsa. Mă uit afară, se făcea nașpa, uitați cum e acum, începe să plouă. Zic, bă, ăsta a rămas cu motorul acolo. Zic, ce plan faci, mă? Îl întreb, zic, bă, ce-a făcut, mă? Ce-a pățit motorul? Adică, care sunt simptomele? Zic că, bă, încerc să merg cu el înainte-înapoi, așa. Și se aude un țăcănit, un ceva de la lanț. Zic, bă, să moară măsa. M-am gândit eu, zic, lui ăsta i-a schimbat acum o săptămână lanțul. Să moară măsa, să vezi că nu i-au strâns să ia bine pinionul ceva pe acolo. Ori s-au făcut vreo zad din aia de legătură, s-a desfăcut. Zic, s-a întâmplat ceva cu ea. Mă duc la tovarășul Gramp, îmi găsesc în stație la autobuz la APAC acolo. Era oprit. M-a așteptat. Zic, ia mă, să vedem ce dracu are. Zic, ia uite, urcă-te pe ea, dă-i înainte, înapoi, să vedem cum faci. Se urcă tovarășul Gram pe ea, dă înainte, înapoi. Bă, se auzea, frate, ceva, de se auzea ca și cum a agățat ceva. Eu m-am gândit inițial, zic, bă, a sărit pinionul. Ori zaua aia de legătură de la lanț n-a fost prinsă ca lumea, s-a desfăcut și pula, gata. Zic, aezi, deja mă gândeam să chem băieții cu duba, să o luăm de acolo, măcar o duceam la muncă în garaj sau o duceam la asta în fața blocului, să luăm dracu de acolo. Băi, deci a fost fază din cascadă, ori râsului eu. Și tot, băi, parcă nu venea să cred așa, zic, bă, ce pula mea, mă, zic, ia mă, uite, mă, Gram, dă-i înainte, înapoi, dă-i înainte, înapoi. Bă, băiatule, dacă vă zic ce era, muriți de râs, eu am leșinat și Gram, bine, Gram era un pic nervos. Eu am leșinat de râs, deci așa ceva. Ce credeți că era, mă? Bă, Bart, ai cuiu, bă, atâta cuiu, mâncați-și gura ta. Atâta cuiu era intrat în roată, în roata din spate, și la când dădea în față, atingea de aripă. Pe urmă se dădea înapoi, se retrăgea cuiu, când dădea în față, iar atingea de aripă. Bă, am leșinat de râs, am leșinat de râs. Până la urmă am avut Gram până la motor, un kit din ăla de pană de reparație. Ne-a ajutat un băiat, un taximetrist, că eu o să mor dacă am mai făcut așa ceva până acum. Ne-a arătat la banc cum să-l facem, ni l-a pus acolo și am reușit să rezolvăm pe tovarășul Christopher Gramp să-și ia spre casă. Mersi frumos. Da, mă, boys and girls, și cam asta a fost pățania din seara asta. A fost chiar interesant. Am leșinat de râs, bă, vrei cu cui, bă, cum făcea, bă, zic că era lanțul fătut. Hai că am treabă și mă prinde și ploaia, băi. Da, mă, boys and girls, asta am vrut să vă povestesc. A fost super, super caterică. Acum când ne uităm înapoi, dar Gramp era fiert. Și așa zice el că vrea să schimbe cauciucele. Acum a găsit motiv. Hai, asta am vrut să împărtășesc cu voi. Până data viitoare, vă pupă nuți și aveți grijă de voi. Pa!